Eleonora Graur, fosta deputată de pe listele Partidului Democrat din Moldova, este vizată într-un dosar penal pentru spălare de bani, îmbogățire ilicită și fals în declarații, aceasta fiind suspectată că a cumpărat bunuri atât în țară cât și în străinătate, valoarea cărora ar fi depășit cu mult veniturile sale oficiale, potrivit surselor OneTV. La domiciliul său, dar și a unor rude de ale sale, au fost efectuate percheziții, iar în urma acestora procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au ridicat 400.000 de lei și 80.000 de euro. Eleonora Graur nu a răspuns la apelul jurnalistului OneTV pentru a oferi un comentariu. În dimineața zilei de luni, procurorii anticorupție alături de ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la mai multe adrese din municipiul Chișinău, dar și din afara acestuia. În urma perchezițiilor din această dimineață de la domiciliul deputatului au fost ridicate 400.000 de lei și 80.000 de euro, proveniența cărora urmează a fi stabilită. Persoana bănuită este cercetată în stare de libertate. Responsabilii de la CNA mai afirmă că fosta deputată Eleonora Graur ar fi obținut cu ajutorul surselor neoficiale bunuri mobile, imobile, inclusiv în străinătate, iar în acte nu figura ea ca proprietară, ci apropiați de ai săi sau persoane interpuse. Potrivit materialelor cauzei penale, fostul deputat a obținut în perioada exercitării funcției de demnitate publică în 2014-2019 o mărire substanțială a patrimoniului personal și cel al membrilor familiei sale, care nu ar putea fi justificată rezonabil în raport cu veniturile sale realizate din exercitarea legală a atribuțiilor în funcțiile deținute. Eleonora Graur a ajuns în 2019 deputată pe listele Partidului Democrat din Moldova, iar un an mai târziu, împreună cu mai mulți colegi democrați, pleacă din partid și creează formațiunea Pro-Moldova, pe care o părăsește ulterior în favoarea Platformei pentru Moldova, din care făceau parte și aleșii Partidului Șor, care a fost declarat neconstituțional mai târziu. Până a devenit parlamentară, ea a condus din anul 2011 raionul Rezina, iar de-a lungul timpului ea a fost vizată în mai multe scandaluri. De exemplu, în 2018, jurnaliștii au scris despre o presupusă implicare a conducerii raionului Rezina în ascunderea unor lucrări de modernizare a instituțiilor școlare din raion, acestea valorând peste 18 milioane de lei, dar numai pe hârtie. Atunci, fosta președintă a raionului Rezina a refuzat să comenteze cazul pentru jurnaliști. Totodată, presa a scris că familia Graur ar deține o pensiune de lux în România, cu o capacitate de cazare de 50 de persoane, care ar valora peste 1 milion de euro. Potrivit ultimei declarații de avere depusă în anul 2021 de Eleonora Graur, aceasta a obținut în acel an un venit de aproape 272.739 de lei din Parlament. Între 161.465 de lei au reprezentat salariul, iar restul compensații. Ea mai indică că deține 13 terenuri agricole și un apartament cu o suprafață de 60,5 metri pătrați, care valorează puțin peste 1.175.000 de lei.